13 jucători valizi au fost de ajuns pentru FCSB astăzi să câștige la scor, să câștige fără mari emoții meciul cu CS Mioveni. Așteptăm reacții de după această partidă care s-a jucat la Buzău. Să vorbim și despre primele goluri care par să vină în urma unor greșeli de arbitraj și sigur tot ceea ce s-a întâmplat astăzi, dar și despre ce s-a întâmplat în alte partide. Vom vorbi în partea a doua a emisiunii. Eric Doiveira, Roni Deaconu și Cătălin Verindea. Bună seara! Bună seara! Bună seara. Iată că a bătut FCSB. Puțin, dar buni, până la urmă. Ce zici, Roni? Cum ți-a părut? Era de așteptat. Și privind la primul 11 al FCSB-ului, o echipă cu o linie de fund destul de închegată, zic eu. E adevărat, le-au lipsit câțiva jucători, însă cei care au intrat în locul lor și-au făcut treaba bine. Eliminarea lui Buziuc a apăsat foarte greu pe cei de la Mioveni. Eu zic că nu 11 poate era altul rezultatul, pentru că în prima repriză FCSB-ul nu a avut foarte multe ocazii, în afară de centrarea lui Cheșeru, nu mai aduc aminte alta. Ca vreo două ocazii, dacă am așa avut în prima repriză. O să vorbim despre toate jocurile, despre toate golurile. Eric, așa, ca o idee generală. Te așteptai să le fie mai greu celor de la FCSB cu doar 13 jucători? Astăzi a avut doar două rezerve, FCSB, să nu uităm, din cauza problemelor cauzate de COVID. Bine, bineînțeles. Teoretic era cam imposibil în situația pe care trece FCSB să învingă pe cei de la Mioveni. Însă cred că meciul, diferența mare a făcut-o la cartonașul roșu acordat la Buziuc. Acolo s-a rupt echilibrul. Acolo, cu siguranță, și era inevitabil să nu marchezi FCSB. Hai să vedem ce spune Chișeru și apoi revenim și vorbim și despre cartonaș. Bună seara, Claudiu, omul meciului în această seară. Gol, penalti obținut și foarte multe ocazii. Da, din păcate vremea destul de nefastă astăzi ne-a întârziat puțin primul gol. Deoarece cred că ne-a mișcat bine. După aceea a venit din nou acel fapt al meciului, cartonașul roșu, care a schimbat puțin datele. Dar am fost serios și am mișcat mingea în ciuda terenului, multă apă, dar am fost serios, câți am fost, puțin. Era cel mai important să arătăm că suntem, că reprezentăm și pe ceilalți care sunt izolați în momentul de față. Și să vedem ce vrem și noi. Din nou un gol superb marcat. Da, s-a lăsat așteptat astăzi. Asta ziceam lumea mai devreme, că dacă meciul avea loc pe Arena Națională sau pe Ghencea, cred că dădeam astăzi 3. Dar cât de frustrant e să vii să joci la Buzău, ținând cont că București sunt atâtea stadioane care nu pot fi folosite, stadioane noi. Da, e adevărat, aștept să se rezolve aceste, să zic, probleme. Ca să nu zic conflicte, deoarece acest lucru nu face onoare nimănui. E păcat să construim atâtea stadioane excepționale și să nu le folosim. Și chiar dacă oamenii de la Buzău au fost disponibili, terenul s-a prezentat în condiții mult mai bune decât mă așteptam. Dar e păcat că avem așa infrastructură și nu o folosim. Cât de importante sunt cele 3 puncte obținute în aceste condiții? Cu un lot decimat, cu o singură rezervă, cu un singur jucător de câmp pe foaia de rezervă? Asta contează, că în ciuda tuturor impedimentelor, chiar și săptămâna de antrenamente a fost de o calitate remarcabilă și astăzi s-a văzut. A venit primul gol, după aceea a ajuns să scrie mai multe goluri. E important pentru că m-a arătat că avem mental. Suntem dispuși să alergăm unul pentru celălalt, să jucăm în condiții grele, cu o deplasare, fără antrenori, fără jucători. M-a arătat. Claudiu, te-ai întors de la echipa națională, însă veștile n-au fost deloc bune din partea lui Mirel Rădoi. Cât v-a surprins pe voi anunțul său după meciul cu Armenia? Nu mă așteptam, trebuie să recunosc că am aflat după ce am plecat din vestiar. A fost așa ca o lovitură? Cum ați resimțit? Da, cel puțin personal nu mă așteptam. Adică s-a văzut că s-a creat ceva foarte interesant care ne dea speranțe pe viitor. Și nu știu, am rămas șocat, e păcat. Sper totuși să nu fie decizia definitivă. Veți încerca să-l întoarceți din drum?
Astea sunt chestii care rămân între noi, dar cu siguranță merită încercat. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Seara bună! Da, Claudiu Cășelu, o voce importantă în fotbalul nostru, sigur, și despre echipa națională, foarte bine a punctat și despre problema cu stadioanele, că noi avem stadioanele, dar nu le folosim. Stăm la o aprobare, la o ștampilă, la o semnătură. Cum ți-a părut meciul, Cătălin? Te așteptai să fie așa sau te așteptai la un alt scenariu? Nu mă așteptam, pentru că Mioveniu e cunoscută ca o echipă care se apără foarte bine, care, în special, când joacă astăzi în deplasare... Astăzi a luat 3. Sigur, dar să nu uităm, primul gol dintr-un penalti marca Marcel Bârsan, al doilea gol offside, clar, la Cheșeru. Sigur, golul 3 frumos, dar era deja 2-0. Tu spuneai tu că 13 au fost suficienți. Eu zic că 15. Dacă luăm și pe Bârsan și pe asistentul care n-a semnalizat offside, cred că au fost 15 astăzi, nu 13. Dar par greșeli care au ajutat până la urmă FCSB. Nu știu dacă avea nevoie de ajutorul ăsta FCSB, că mi s-a părut mult, mult peste Mioveni. Dar la penalti, cum vi se pare? Vi se pare penalti acolo? Eric Groni. Foarte controversat acolo, dar... El atacă mingea, Scarl atac e mingea, e în spatele lui. Da, dar după aia e lovit pentru că Cheșer putea să ajungă la mingea, dar nu știu ce dar să nu zic. Dar nu ți se pare că Cheșer se lasă peste piciorul lui Scarl atac, adică cumva el se împinge în călcâiul lui Scarl atac ca să cadă? Adică... Bă, deci atacul lui Scarl atac a fost asupra mingei doar, da. Dar însă necontrolat. Acum că, probabil, da, cred și eu că au folosit și de experiență, dar uite că se vede că ele au avut intenție să meargă la minge, nu s-au aruncat chiar la lovire, zic eu. Dar nu știu dacă era acordat de 11 metri acolo. Nu, eu zic că nu e penalti. Nu. Da, pe ușor acordat. Uite, se aruncă, efectiv, Cheșerul se aruncă peste piciorul lui Scarlatache. Nu-l vede. Exact. No, eu zic că Cheșerul vrea să continue, dar a fost prea rapid o atingere aia la piciorul lui. Deci e prea rapidă. Ele au avut intenția de a juca mingea. Probabil că în momentul în care l-au atins... Uite, asta e reluarea bună. Aici se vede cum Cheșerul vine din spate și se aruncă peste piciorul lui Scarlatache. Uite, vezi? Deci Scarlatache era deja cu piciorul căzut. Dar nu mi se pare că se aruncă, pentru că au avut intenție de a juca mingea. Da, dar uite piciorul lui Scarlatache drept, o stângul. E necontrolat. Aia vreau să zic. Mm-hmm. Sigur, dar el e cu spatele, Eric. Da, dar n-aveai cum să arunce că el ajungea la mingea, dar aia vreau să zic. Probabil că da. Ridică puțin picioare acolo. E necontrolat, adică nu-i vină lui Cheșerul, da. Adică nu-i vină lui Scarlatac, e vină că e necontrolat piciorul lui. Acum, exact ce zici tu, dacă s-a folosit de experiența aia, că l-a atins, s-a aruncat, exact. Dar eu nu sunt sigur dacă era acordat 11 metri, dar nu. Și să vedem și golul. Golul 2. Unde a fost offside acolo, la Cheșer, în prima fază aici. Aici e offside. Pare că, da, e offside. Înainte de șutul lui Cheșer. Offside, da, clar. Da, aici e golul lui Dumitru marcat și aici vom vedea mai clar că e offside. Uite, aici se vede. Uh-huh. Până la urmă, acum a dat Mbappe cu Franța, ăsta e chiar mic offside-ul. Și acolo era și VAR. Faza aia și explicația extraordinară. Explicația aia, da. Cu da, mingea. Da, uite-te, Vlad, noi am mai vorbit despre genul ăsta de arbitri. Bârsan, Rusandu, Cătălin Popa, care atunci când o echipă gen FCSB, Craiova, CFR are nevoie, vin și își fac datoria. Mm-hmm. Nu-i prea dată. Ne aducem aminte de acel meci Craiova cu FCSB din toamnă, când tot așa, din vara anului trecut, când tot așa Bârsan arbitru și a executat pe FCSB. Astăzi i-a ajutat. Adică lucrurile astea, vezi, cu dus și întors. Nu știu că e intenție. Se pare că e intenționat, a venit să ajute FCSB, asta vrei să spui? Nu știu, deci faptul că da acel penalti la 0-0 într-un moment în care FCSB avea dificultăți... Dar e un arbitru care a greșit de multe ori, în foarte multe meciuri. Și a greșit intenționat, adică... Da, oricum, ajută. Una e să greșești. Deci, ajută FCSB. Una e să greșești întâmplător și alta e să greșești intenționat. Și hai să vedem dacă tu stai la arbitre, să vedem și eliminarea lui Buziuc. În prima repriză, după două galbene. Și astea destul de... Aici se poate naște o întreagă teorie sigur, că Buziuc a jucat la FCSB. Exact. Sigur. Știind că ai un galben, cum intri așa? Adică...
E greșeală mare ce face Buziuc aici, Roni? Adică știm că ai un galben, cum spune Gata. Da, știm că ai un galben, probabil, fiind și la 70 uite, de metri de poarta ta. Exact. La 70 de metri de poarta ta nu te duci în, la rupere, în alunecare. La rupere. Însă, părea mea că și-a dorit foarte mult, poate să demonstreze celor de acolo că merita mai multe șanse sau... Și poate de asta a avut prea mult acces de zel. El aici, da, intră întârziat aici. A crezut că ajunge la minge. Mm-hmm. Da, da. Hai să vedem ce spune Scarla Tache, poate vorbește și de penalti. Bună seara, bănuiesc că ai avut timp să revezi și faza penaltiului, nu? Da, da, bună seara, în primul rând. N-a fost nevoie pentru că am simțit în timpul meciului că n-a fost penalti. Am lovit mingea, se vede, cred, foarte bine pe relori și el s-a, practic, s-a aruncat peste picioarele mele. Ce puteam eu să fac în situația aia? A fost, cred că, prea ușor să acorda penalti. Am înțeles că a fost și offside la golul 2. Este păcat. Noi suntem o echipă mică, cred că am jucat bine prima repriză, am rezistat în fața unei echipe bune și probabil că dacă am fi jucat 11 contra 11... nu știu dacă am fi pierdut azi. Da, toată lumea s-a așteptat la mai mult. Adică chiar vă vedea la un moment dat. Da, vorbesc de meciul puteți, de astăzi. Da. În 10 ce să... E greu. Noi suntem o echipă mică, trebuie să știm exact ce... Adică știm exact ce avem de făcut, dar când luăm galbenul de Marina, care luăm primul, a fost foarte ușor acordat, apoi penaltiu, apoi gol din offside, e greu să-ți mai revii. Ce să zic, suntem supărați, am venit să scoatem minimul punct din meciul ăsta. Sigur că FCSB-ul este o echipă mai bună, dar cred că în prima repriză am demonstrat că ne putem bate de la egal la egal cu ei. V-a fost teamă în acest meci de COVID? Da, nu ne-a fost teamă, majoritatea suntem vaccinați de la echipă. Noi jucăm, ne facem treaba, nu, chiar nu ne-am gândit la treaba asta. Încă o dată, suntem foarte supărați că așteptam mult mai mult de la meciul ăsta. Victoria întârzie să apară, după atâtea luni, ați câștigat când afară erau 40 de grade. Da, într-adevăr. A venit iarna și... Da, într-adevăr, e foarte greu, avem un meci acum foarte important acasă, trebuie să ne pregătim foarte bine pentru el, sigur că e o echipă foarte bună, Botoșaniul. Vom face tot ce depinde de noi ca să scoatem punct sau puncte din meciul acela. Mulțumesc! Da, e păcat, iată, că această victorie a FCSB-ului vine în urma unor greșeli de arbitraj pe care le remarca și Scarla Tagă. O să mai vorbim după o scurtă pauză. FCSB, cu doar 13 jucători valizi, scapă de un prim meci în toată această poveste în care va fi sub auspiciile acestei infectări cu COVID. E clar că scapă de un meci și ajutat de erorile lui Bârsan și de adversarul care n-a fost, sigur, la nivelul FCSB-ului. L-ascultam pe Cheșeru și aș vrea să vorbim și de Cheșeru, pentru că el a marcat astăzi, marchează al patrulea gol de când se întoarce la FCSB și mi se pare că e cel mai important jucător al FCSB-ului în acest moment. Nu? Și astăzi. Este jucătorul care face diferența de când a venit și prin execuții, prin demarcări. Îmi place foarte mult că este un atacant care creează spații pentru ceilalți, pleacă foarte bine pe canale și primește mingea în spatele fundașilor. Nu este un jucător static și are o lovire și niște execuții foarte bune pentru Liga 1. Este un atacant de top. E numărul 1 de la FCSB în acest moment, așa mi se pare. Astăzi, nu doar golul a marcat golul ăsta, golul 3, dar și la primele două goluri, contribuția sa, Eric. În căutare la un OAR perfect, cred că Cheșeru e ceea ce am vorbit mai de mult, că fotbalul românesc depinde și lipsește foarte mult un numărul 9. Chiar un roman care să-ți facă diferență în campionatul, care poate să fie de folos la națională. Bine, în afară de jucători care sunt plecați în străinătate, Puskas, care s-a confirmat acum 2 ani cu tineretului și au avut și el șansa lui la națională, dar însă cred că acum, astăzi, în campionatul românesc, e cel mai potrivit.
și zic că e un foarte candidat să devină golgheter. Da, eu cred că lejer va fi golgheter. Cheșelu are execuție, el finalizează bine și sigur va avea și foarte multe ocazii la FCSB. I-a și lăsat penaltiul lui Tănase. Exact. Da. Altruist. Da, și să observăm... Bă, e trist într-un fel că vine un jucător la 34-35 de ani, ce e cel mai bun atacant din campionat. Da, și să observăm că e unul din puținii jucători care se întorc în campionat și confirmă. Pentru că, să ne uităm, vorbeam aseară la Dinamo, de Torje, de Matei, de Filip, care s-au întors și nu confirmă. Sigur, alt nivel totuși. Sigur, dar și în general, fotbaliștii români când se întorc din străinătate înapoi în campionatul inter, nu prea confirmă. Amintește-ți Marica, când s-a întors la FCSB și a fost o deziluzie totală. Da. Și a fost un atacant mai mare decât Cheșelu. Mihai Stoica, haideți să vedem ce spune. A venit el la declarații în locul antrenorului. Felicitări, domnule Stoica, pentru această victorie obținută în niște condiții speciale, o victorie la scor și 3 puncte până la urmă. Da, într-adevăr, condiții speciale, la un moment dat, parcă suna totul prea dramatic. Până la urmă aveam 11 jucători care au intrat în teren, 11 jucători de valoare, mulți veniți de la echipele naționale. Nu e un rezultat surpriză. Sigur, worst case scenario, se putea întâmpla o accidentare și cum la noi se întâmplă pe bandă rulantă. Mereu ne făceam probleme, dar am avut totuși încredere că va ieși bine. Ați trecut cu brio acest test, însă meciul următor cu Farul, ce se va întâmpla? Aveți posibilitatea să... Mâine noi avem testarea jucătorilor. Și e logic să o facem acum, chiar de... Nu mai putem să așteptăm. Am putea să o facem luni, dar o să o facem mâine ca să vedem, nu cumva să mai avem vreun caz, pentru că periclităm starea de sănătate a celorlalți. Cum s-a întâmplat acum cu... sunt asimptomatici. Cine poate vreodată? Iar am citit cu stupoare că sunt unii care spun că ar trebui să se ia măsuri. Ce măsuri să se ia? Păi n-au fost focare la atâtea echipe de fotbal din România? Dar sunt focare de la foarte multe echipe de fotbal din Europa. La Milan, acum am văzut că se infectează jucătorii. Au venit jucători de pe la echipele naționale. Care-i problema? Suntem noi, în valul 4. Păi da, noi valul 4 și în România situația e cumplită la momentul ăsta. Am cunoscuți care au murit. Ce să mai vorbim? Asta e situația. Ideea este în felul următor. Oricine vine, trebuie să vadă în ce condiții se lucrează la noi. Fiecare jucător. Avem o bază, vrem o țară ca afară? Păi noi avem o bază ca afară. Fiecare jucător în camera lui. Catering. N-am mai avut nici măcar, n-am mai funcționat nici măcar bucătăria. Pentru că ne-am ferit. E adevărat că trebuie să mai vii mai răsfirat, că da, nici nu puteam să stăm prea înghesuiți, că aveam doar 13 jucători și era normal să stăm răsfirați. Cu măști toată lumea, uitați, ați văzut, am scos masca doar acum. Ne temem. Nu pentru băieți, că băieții se negativează repede și nu prea au simptome, că sunt foarte tineri, dar avem și noi colaboratori care au trecut de 60 de ani, unul care se apropie de 60 de ani, adică eu, și așa mai departe. Mai poate duce FCSB-ul încă o partidă în această formulă? Stați să vedem dacă formula asta va fi. Pentru că noi, la momentul ăsta, avem 13 jucători și mâine teste. Orice jucător cade mâine la teste, atunci noi nu mai avem cum să jucăm. Deci vreau să fim foarte bine înțeleși. Noi la 3-0, dacă am fi vrut să nu jucăm, să amânăm, să facem o chestie cumva în interesul nostru, dar împotriva competiției și o chestie incorrectă pe undeva, am fi putut să-i spunem lui Risto Radunović să ia al patrulea cartonaș. Și atunci era închisă de acum. Nu jucam meciul cu Viitorul. Aveam 12 jucători valizi cu Viitor. Dar nu facem așa ceva. Nu facem așa ceva că nu vrem să facem ceva ce nu e corect. Domnule Stoica, s-a vorbit la un moment dat și despre o anchetă internă. Spuneau cei de la LPF care aștepta... Anchetă internă? Vă uitați cam mult la filme. La ce? Nu eu, așa a spus Justin Ștefan, că așteaptă... La AXM sau ce? Că așteaptă din partea clubului anchetă. Anchetă epidemiologică face DSP. Anchetă, cum să facem noi? Să explicăm că ne-am luat toate măsurile? Îi spun acum domnului Justin Ștefan, că ne-am luat absolut toate măsurile. Am stat în hotel în singuri, am stat în cantonament în singuri, dacă vreți, repet, că nu mi-e greu pentru că nu mint și nu pot să o iau pe lângă.
Știu că este o opțiune personală, cea a vaccinării, însă a trecut clubul prin două situații de acest gen, cu două focare, foarte multe cazuri. Eu cred că persoanele publice, cum mă consider eu, dacă mă întrebați și se uită lumea la... nu, eu consider că n-ar trebui să mă exprim. Eu n-am niciun fel de problemă. S-a schimbat poziția clubului? Nu există poziția clubului. V-a spus Gigi foarte bine, nu se vaccinează el. Niciodată. Păi noi avem jucători vaccinați. El niciodată n-a spus vreunui jucător, nu te vaccina. Nu se vaccinează el și sunt unii care urmează exemplu, unii care vor să se vaccineze. Bun. Acum, eu cred cu convingere că este mai periculos, nu vorbesc numai de fotbal, ci vorbesc în general, este mai periculos un om vaccinat, netestat, decât un om nevaccinat, testat, negativ. Atenție ce spun, e foarte important și asta ar trebui chiar și cei care conduc țara asta să bage la cap. De ce să scoatem testele? De ce eu nu mai pot să mă mișc? Nu vreau să... Eu nu vreau să mă... Nu mă vaccinez din alte rațiuni. Nu m-am vaccinat în viața mea. Am făcut doar când eram mic și nu puteam să fug de la școală. Când intrau asistentele cu tava aia, nu știu, dacă sunt oameni mai în vârstă, așa spre mine, cu tava aia și zângăreau serigile, fugeam. Nu îmi place să mă vaccinez. Nu vreau să-mi bag altă substanță în corp. Dar asta nu înseamnă că sunt împotriva vaccinului. Fiecare poate să facă ce vrea. Trebuie să ne testăm. Vaccinați, nevaccinați, trebuie să ne testăm. Nu facem asta, facem o greșeală mare și oamenii mor. Că nu mor copiii fotbaliștii, ci mor bunicilor sau chiar părinților. Dacă vreți să înțelegem asta, băgăm la cap. Dacă vreți să-i omorâm, să-i omorâm, că nu-i probleme. Suntem locul întâi la asta. Mulțumesc. Și eu. Da, iată că a fost mai mult o declarație despre vaccin și despre COVID, dar foarte important, ce am înțeles eu așa printre rânduri, mâine se face testare la FCSB. În cazul în care un jucător, un singur jucător, mai este pozitiv, meciul următor cu Farul nu se poate juca. Pentru că FCSB nu mai are 13 jucători valizi și atunci nu va mai putea să joace cu Farul. Caz în care, ce se întâmplă, Cătălin? Se amână meciul. O dată și dacă încă o dată la rejucare tot nu se poate juca, pierde FCSB cu 3-0. Cum a pierdut Cluj cu Farul anul trecut, să ne aducem aminte. Corect. Dar la masa verde. Asta e o situație care ar avantaja FCSB, nu? Eric, în momentul ăsta. Adică nu prea vrei să joci cu Farul știind că ai o singură rezervă pe bancă. Joci cu Farul când ai mai mulți jucători. Da, dar a fost destul de clar că putea să facă asta cu Radonovici. Bun. Asta e ideea. Dar dacă mâine iese asta zic. Cineva pozitiv. În ultimele zile înseamnă că vor să joace, că dacă nu vroiau, era putea să amână de acum, știi? Dacă nu vroiau, dar însă, na, să fim toți încrezători cu speranță că pentru noi care urmărim fotbalul, ar fi bine să se joace un astfel de meci. Dar cred eu că a fost destul de clar la declarația lui, că dacă vrea să-ți facă ceva să nu joace, rezolva acum. Aia, nu zic că o să facă să iasă un test pozitiv. Eu spun că sunt șanse mari să întâmple asta din moment dar ce nu cred că e de declarația azi și mâine să fii sigur că o să fie cineva pozitiv. Nu, dar în ultimele zile s-au făcut mai multe testări la FCSB și la fiecare testare au mai și câțiva pozitiv. Deci șansele și mâine să mai iasă sunt foarte mari. Și de obicei așa s-a întâmplat la echipe. Tot ieșit. Chiar dacă, sigur, spune că s-au protejat. Este ca și eu un răspuns pentru Iustin Ștefan, care i-a certat oarecum pe cei la FCSB, spun că n-au luat toate măsurile. Se putea evita situația asta? Crezi că e și lipsă de profesionalism? Nu știu... Acum, în ultimul timp, focare de COVID la echipele de fotbal din România n-au prea fost. În ultimele luni, mă refer. Deci, faptul că acolo la FCSB nu s-au vaccinat decât puțini jucători, poate să fie o explicație, deși și vaccinat te poți infecta. Adică nu e neapărat obligatoriu dacă te vaccinezi să nu te infectezi. Da, uite, sunt echipe, uite, CFR-ul, Craiova, echipe care... le-au transmis jucătorilor că ar fi bine să se vaccineze. Da, și s-au vaccinat. Care se bate FCSB la titlu. Deci e o altă optică. Vlad, chestia asta cu FCSB că se bate la titlu, eu am mai spus. Mi se pare așa, un praf în ochi aruncat de Gigi Becali suporterilor. Okay, cât suporter mare. Discuție, sigur, da. Deci eu nu cred în chestia asta că FCSB se bate la titlu.
Sunt echipele bune, sunt echipele bune. Sigur, e implicat acolo în lupta pentru primele poziții. Dacă se bate la titlu, mi se pare așa, o poveste a lui Gigi Becali pentru suporteri. Te rog, Eric. Ziceai că probabil, adică ai întrebat dacă credem că asta ar fi o lipsă de... Profesionalism. De profesionalism. Da, uite, iată că s-a întâmplat asta la Națională. Da. S-a întâmplat cu 2, 3, 4 jucători care... Sigur. Și okay. Cum, dar nu cu 13. Da, dar tot așa. Uite că 1, 2, atunci 3. La Național trebuie să fie profesionalismul mai mult, pentru că era mai periculos la o competiție europeană ca ideea. Și nu știu de unde poate puțin, deveni. Că vin din mai multe părți, da. Te rog. Nu știu de unde poate deveni să fie atât jucător, din ce motiv. Da, deci tu spui că e clar, doar ghinion. Eu zic, exact, eu cred că asta ar fi. Că până la urmă nu cred că tu faci ceva să nu fie conștient, că tu, fiind profesionist, tu poți să iei virus și poți să dea mai departe la colegi. Eu cred că e involuntar. A, sigur. Normal că nu vrea nimeni involuntar, dar sunt măsuri pe care le pot lua cluburile și se iau. Se iau cluburile. Și mă gândeam așa că, uite, FCSB a trecut de Mioveni, că Mioveniul s-a prezentat, astăzi cum s-a prezentat, apropo, Roni, Mioveniul a părut că are tot lotul bolnav. Așa a jucat astăzi. Astăzi au avut o prestație... Părea că ai lor sunt bolnavi și... Nu s-au ridicat la nivelul FCSB-ului, însă prima repriză a fost destul de echilibrată. Revin la ce am spus, nu au avut FCSB-ul foarte multe ocazii. Mioveni chiar a stat bine din punct de vedere defensiv. E adevărat, pe faza ofensivă nu și-au creat, au jucat foarte multe mingi lungi, nu au încercat să construiască, poate și din cauza terenului. Însă a doua repriză au cedat după cartonașul roșu și după golurile venite destul de repede. Au cedat și e normal, pentru că FCSB are jucători de valoare, chiar dacă le-au lipsit mulți, tot te pot taxa când greșești. Problema lor este că dacă nu vor mai apărea cazuri și vor putea să joace în continuare, urmează meciul cu Farul, Voluntari și FC Argeș, în care tot nu-i vor avea pe acești jucători, că ei vor sta în izolare. Adică urmează alte meciuri mult mai dificile. Asta a fost floare la ureche pe lângă ce vine la FCS. Și urmează, da. Da, și urmează meciul în cupă, să nu uităm. Vor avea și în cupă. Păi astea sunt, astea trei sunt, din care unul e în cupă și două în campionat. Luăm pauză, nu? Pauză, dar ne întoarcem, vorbește și Tănase, văd, și o să-l ascultăm când revenim. Vreau să-l ascultăm și pe Tănase, cel care s-a întors astăzi la FCSB după o lungă perioadă în care a fost accidentat, s-a întors și a marcat din penalti. Felicitări, Florin Tănase, iată, ai revenit cu gol pentru echipa ta. Totul ai rămas principalul executant, nu? Mulțumim. Da, mă bucur că am revenit după atâta timp. Din păcate am revenit pe un teren foarte greu. Mă bucur că am reușit să marchez și să luăm cele trei puncte. Mă bucur că i-am făcut fericit și pe colegii noștri care își doreau această victorie și pe mister. Acum după meci? După meci nu. Nu v-a transmis niciun mesaj? Ne-a transmis felicitări prin domnul Eugen Nai. Era nevoie de tine, mai ales în acest moment atât de dificil? Da, mă bucur că am revenit la timp, să zic așa. Încă mai am de muncă. Dar odată cu jocurile o să îmi reintru în forma de dinaintea accidentării. Când s-a deblocat partida? Pentru că ați ratat foarte mult și au fost acele două momente cheie. Odată eliminarea lui Buziuc și odată golul pe care ați reușit să-l marcați, primul gol. Da, aveam nevoie de un prim gol, eram conștienți că după aceea ne va fi mai ușor. Cu siguranță a contat foarte mult acea eliminare a lui Buziuc. Sincer, credeai că puteți obține o asemenea victorie în condiții speciale? Da, eram încrezători. Chiar dacă am avut o singură rezervă pe bancă. Au fost emoțiile mari?
Nu, emoțiile mari. Știam că suntem... Să n-ai rezerve. Destui jucători valoroși în primul 11 și putem să câștigăm. Un gazon destul de greu în această seară. Cât de frustrant e să vii să joci la Buzău când stadioanele din București sunt goale? Da. Ce să mai zic? Așa am pățit în fiecare an și anul trecut. Tot la fel am plecat pe la Giurgiu, nu știu ce a pățit tabela de pe arenă. Numai nouă ni se întâmplă în... mereu când suntem într-o formă bună, trebuie să plecăm de pe arenă. Poate o să se trezească și cei care conduc aceste stadioane din București și să ne lase și pe noi să jucăm, pentru că contribuim și noi cu bani la bugetul statului, nu? Și cred că destui. Urmează meciul cu Farul. Mai puteți să mai duceți încă o partidă așa, într-o formulă restrânsă? Sau vă doriți să fie amânat? Păi, să vedem dacă să urmeze meciul cu Farul. Eu cred că nu. De ce spui asta? Mai avem mâine un test și suntem prea puțin. Emoții mari pentru ziua de mâine? Nu. Emoții. Am mai trecut prin asta. Mulțumesc. Plăcere. Gata, mă vin. Da, uite, o declarație sinceră, uite, da, se credem și noi, aici nu se joacă, nu are cum să se joace, sau șansele să se joace sunt foarte, foarte mici, Farul cu FCSB, pentru că mâine e testul și... Vor mai apărea cazuri noi. Da. Fără să, sigur, să insinuezi nimic, fără să-și dorească lucrul ăsta, așa se întâmplă de obicei. Așadar, foarte mare șansă să avem meciul ăsta asemănat. Tănase a revenit. Cum vi s-a părut, Roni? Sesizam în timpul meciului că joacă pe un post când n-a prea jucat. Mi s-a părut că a jucat un pic mai jos în seara aceasta. Mi s-a părut că și-a intrat puțin mai greu în ritm, dar este normal după o accidentare. Când îți pierzi ritmul de joc și reintri, este un pic greu la început. Însă a marcat. Se vede că este un jucător de națională care fructifică orice șansă. Este un jucător foarte important alături de Cheșeru, care face diferența pentru FCSB. Pare, Eric, mai mult mijlocaș central Tănase, chiar și așa retras cum a jucat astăzi, decât atacant. Da, chiar mie, părerea mea că nu mi s-a părut că Tănase este pe un post de atacant. N-a fost niciodată atacant. E un jucător foarte bun, dar el creează multe faze. Și chiar penalturii, pase, chiar hai să zicem că ar fi a doua persoană la creația la un gol, nu exact la o pasă de gol, dar e un jucător polivalent, care îmi place și probabil cu plouă ăsta cu Cheșeru o să devină ceva tot mai interesant. El poate deveni un coordonator de joc la FCSB. FCSB nu mai are de când a plecat Moruțan așa ceva, nu? Da, el în spatele vârfului, în spatele lui Cheșeru, să Cheșeru poate în rol de pivot sau Cheșeru care să plece pe spațiu să-i creeze lui acolo în apropierea careului oportunități, la ce calități are și la cât de ușor obține faulturi, penaltiuri, cu siguranță va fi un atu pentru Steaua. Asta a jucat și Dumitru. Iată că situația asta dificilă, ciudată, creează și oportunități pentru unii, cum e cazul lui Dumitru. Bună seara, felicitări! Primul gol pentru tine la FCSB. Cât s-a lăsat așteptat? Bună seara! Da, este primul gol la FCSB. Sper să urmeze cât mai multe. Am așteptat foarte mult acest moment. Speram să vină mult mai repede ca să-mi dea și mie un moral foarte bun pentru meciurile ce urmează. Dar este bine că a venit acum, am profitat de șansă, am speculat-o și aștept mai multe șanse în viitor. Cred că i-am demonstrat domnului antrenor că se poate baza și pe mine. Că dacă stăm să ne uităm, sunt aproape singurul jucător care în această seară a fost titular și până acum nu a jucat. Sper să se bazeze pe mine, pentru că i-am demonstrat că pot juca foarte bine. Cum a fost acolo, la gol? A fost, cât îți aparține, cât... Am simțit că voi da gol și de-aia am urmărit fiecare minge.
a fost, nu știu, așa o mâncărceară și mă bucur că am urmărit mingea până la capăt și am reușit să înscriu. A fost o săptămână foarte dificilă pentru voi. Spune-ne cum v-ați descurcat, cum v-ați antrenat. În fiecare zi mai apăreau cazuri noi. Da, apăreau cazuri, dar suntem un grup bun și cei care au rămas în picioare, ca să zic așa, sunt jucători de o calitate foarte bună și mă bucur că am rămas 13 cât să putem să jucăm. Urăm sănătate celor care au această boală și sper să revină cât mai repede printre noi. Următoarea partidă cu Farul poate fi amânată. Voi ce simțiți? Vă doriți sau vă simțiți așa pe val? Că nu mai știu, puteți duce încă o partidă în 13? Adică vă dați seama că am putea duce încă o partidă, dar o să fie... Adică cei din club o să decidă acest lucru, dacă este mai bine să jucăm sau să amânem meciul. Eu, nu știu, dacă mă întrebați pe mine, eu sper să jucăm, dar este decizia clubului, cum am mai spus. Știu că este o decizie personală, opțională, cea a vaccinării. S-a schimbat oarecum poziția voastră vis-a-vis de vaccin după tot ceea ce s-a întâmplat? Este un subiect sensibil. Nu aș vrea eu să-mi dau cu părerea la televizor. Fiecare este liber să facă ceea ce dorește, iar doar că trebuie să-și asume consecințele. Și da, dar clubul vostru a și avut de suferit. Ne aducem aminte și de prima... Da, eu am prins aceeași situație și la Sfântul Gheorghe, tot așa, când a venit această boală printre noi, au avut 40 de oameni COVID dintr-o dată. Este decizia clubului, este decizia jucătorilor, nimeni nu poate obliga pe nimeni, iar eu sper să fim cât mai bine, să ne imunizăm cu toții. Mulțumim! Și eu... Dezlănțuit Dumitru la primul meci și pe teren și la declarații. Mi s-a părut că l-a certat un pic pe antrenor, că doar el n-a jucat, a spus. Doar el n-a jucat dintre ăștia de aici. Dar nu i-a dat Edi șanse până acum. A fost certat un pic. Aș știu că să uite Edi Ordănescu, că e acasă în izolare și i-a spus acum. Dumitru pare o soluție, poate fi o soluție pentru FCSB sau doar acum când nu prea sunt oameni? E prea devreme să... Să vorbim despre acest copil, un copil bun, dar însă nu prea au avut multe șanse, așa că felicitări pentru primul gol, dar mai are un drum lung. Mai e mult, da. Mai e mult, mai ales că acum avem și... Mie mi-a plăcut Dumitru pe finalul sezonului trecut la Șepși. Da, acolo da. Mi-aduc aminte meciul cu CFR de aici, de la Cluj, când chiar a jucat foarte bine în acel meci. Bun, o să-l ascultăm și pe Pelic. Sigur că ar mai trebui să atingem și subiectul stadioanelor, că tot spunea Tănase. E normal, unde a jucat? Să nu trecem cu vederea nici lucrul ăsta. Pe mocirul ăsta s-a jucat. E normal. Când sunt atâtea stadioane noi care stau acolo nedeschise. Sigur. Nu mi se pare normal și nici să nu fie lăsat să joace în Ghenci. Adică, până la urmă, Ghencea aia nu e construit. Cine l-a construit? L-a construit CSEA Steaua. Sigur, l-a construit compania națională de investiții. Sunt banii companiei naționale de investiții. De ce să nu joace și FCSB acolo? Acolo eu cred că e o chestie politică, pentru că nu există o altă explicație de ce nimeni nu-și asumă până la urmă. Iată și la Craiova. Câți ani a Craiova lui Mititelu n-a fost lăsată să joace pe Ion Oblemenco. A trebuit să se schimbe cumva regimul politic de la primăria din Craiova ca, iată, să poată să ajungă și Mititelu să joace pe Ion Oblemenco. Eu cred că și acolo, la Compania Națională de Investiții, atâta timp cât, până la urmă, totul pleacă din politic, de la guvern, nu? Pentru că ministrul sportului, Eduard Novac, a spus-o, așa, printre rânduri, nu? Arcul de Triumf e pentru rugby, Ghencea e pentru Steaua. Nu e bine așa, pentru că astea n-au fost construite cu temă stadioanele. Sigur, astea. Sigur. Au fost construite pentru toată lumea, teoretic. Sigur, așa ar fi normal, da. Dar vezi că, din păcate, la noi în țară... Avem niște imagini și o să le dăm din pauză, dacă ne ajută colegii, că le-am luat în pauză, cum scoteau apa de pe teren cu... Bureții, ceva. Cu bureții. Aici vedem stadionul de la Sepsi, sigur. Așa, ca să facem ca să s-au inaugurat un stadion adevărat, care arată și imaginele alea din pauză cu bureții care scoteau apa. Nu e normal. E jenant. Astea sunt imaginile, iată. Este păcat, pentru că în România cred că avem pe care stai, 10 stadioane de top, peste 10 stadioane de top și exact. Este păcat să nu le folosim. Și unde sunt, Roni? Unde sunt? E ca și Arena Națională a fost construită pentru cine?
E o altă poveste acolo. Nu, ca o idee. Păi, da. Arena, orice echipă poate să joace acolo. Orice echipă. Arena. Da, vreau să zic, dar și orice alt eveniment. Nu cineva anume. Se poate. Și stadionele astea, păcat. Noi vrem o revenire la suporteri și unde să joci. Arena Națională e gestionată de Primăria București. Deci acolo Nicușor Dan e cel care are pâinea și cuțitul. Haideți că suntem pe final și aș vrea să-l spun și pe Pelici, că nu l-am ascultat pe antrenorul Mioveniului. Domnule Peliș, care sunt concluziile după această înfrângere la scor de neprezentare? Am încercat să, așa cum spuneam la începutul jocului, ne-am dorit mult să încercăm să venim să jucăm cu curaj, să încercăm să profităm de situația existentă, să punem probleme și după primele 44 și 30 de secunde, de minute, nimic nu prevestea aceea rezultatul final. Din păcate am făcut o greșeală, le-am ușurat munca prin greșeala aceea pe care am făcut-o și în momentul în care am rămas în 10 oameni era foarte, foarte greu să reușim împotriva Stelei, care, deși avea probleme din punct de vedere al rezervelor sau al jucătorilor care puteau fi introduși de pe bancă, din punct de vedere al echipei, al primului 11, nu era o mare diferență față de jucătorii titulari. Ba mai mult, revenirea lui Tănase, Steaua a avut un avantaj foarte, foarte mare. Se simte dacă Tănase e în teren sau nu. Dar ați înțeles deciziile luate de Buziuc? Să ia două cartonașe galbene în 15 minute? La primul cartonaș, dacă nu s-a grăbit un pic, al doilea e clar, în momentul în care știi că ai un cartonaș, trebuie să fii mai atent, mai ales că e un jucător cu experiență. Dar nu doar asta a adus la rezultatul final. Am făcut greșeli pe care o să le analizăm. Trebuie să vorbim, să fim bărbați și să încercăm să câștigăm cât mai repede, pentru că avem nevoie de victorii, avem nevoie de puncte. Penaltiul, l-ați revăzut? Ați discutat destul, nu mai m-am săturat să discut despre lucruri din astea, nu comentez arbitrajul. Încercăm să corectăm ce avem de corectat, că avem multe de corectat și să ne focusăm pe ce putem face noi. În rest, da, simțiți oarecare presiune acum că a venit și această înfrângere, victoria întârzie să apară, se pune oarecare presiune din partea Consiliului Director? Au transmis așa prin presă niște săgeți, probabil au ajuns și la dumneavoastră. Deocamdată la mine n-au ajuns, probabil au luat cei care sunt înaintea mea, înainte să ajungă la mine. Probabil e normal să fie nemulțumire atâta vreme cât nu reușim să adunăm puncte. Dar așa cum am vorbit în momentul când am promovat, am luat o decizie pe care ne-am asumat-o cu toții. Deocamdată suntem în obiectiv, suntem locul 12, loc care ne menține în Liga 1. Faptul că am luat astăzi 3 goluri este rușinos. Am pierdut, așa cum am spus, după primele 44 de minute, nimeni nu cred că ar fi spus că se termină scorul 3-0 pentru Steaua. Sau poate nici cei mai optimiști, pentru că am avut situațiile noastre, am avut șanse de a marca, am avut contraatacuri bune, am avut și situații în care probabil și pentru noi se putea acorda lovituri libere în preajma careului și aveam speranță că putem scoate un rezultat bun. Dar asta e. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.